Bun, hai să vedem acum care este harta esențială a unui site fără probleme. O afacere online este destul de vastă, nu o să trecem prin toate astăzi, că avea nevoie de vreo săptămână. O să ne referim la partea asta de site. Că este platformă de e-commerce, că este site de prezentare, că este landing page, aici discutăm. Design, stocuri, livrare, plăți și partea de creare. Web design în e-commerce. Încă apar situații în care ne dorim ca magazinele noastre, site-urile noastre să arate într-un mare fel, să fie animate, să aibă acea personalitate sau ego-ul nostru de antreprenor. Și când facem aceste solicitări, de cele mai multe ori ne uităm de pe desktop sau ne uităm de pe ecranele mari și spunem, uite, fii atent ce mișto apare partea asta. Asta este primul aspect. Nu uităm, nu că nu ne dăm seama că deja suntem, dar uităm că acum majoritatea utilizatorilor care ajung pe site-ul nostru sunt de pe mobil. De pe mobil s-a terminat. Încărcare rapidă, date de contact, produs, call to action, finalizare, comandă. Deci dispar toate acele elemente care distrag clientul de la procesul de comandă. Asta trebuie să ne intereseze. Un site curat, tu vinzi produse. Oamenii nu sunt curioși de, mamă, cât de mișto e site-ul ăsta. Poți să ai cel mai mișto site care îți place ție, asta nu înseamnă că îi place clientului tău. Și la final să nu fii profitabil. Și mai mult de atât, cu cât îl aglomerezi mai mult, cu cât sunt mai multe elemente grafice și nu știu ce îți place, de regulă la început, până îți dai seama că cineva are dreptate, facem așa un site curcubeu. Ne uităm la toți liderii de piață, de regulă, și aducem acolo toate elementele, nu știu, stresăm agenția, platforma, echipa, pe toată lumea, aducem toate elementele astea vizuale pe care le înțelegem, să fie toate într-una. Și atunci ce se întâmplă? Avem un timp mare de încărcare a site-ului, avem foarte mult zgomot în ochii clientului care vrea să cumpere produsul sau vrea să facă o acțiune pe care noi ne-o dorim. Spune, am pus tot acolo și nu se întâmplă asta. Am făcut la un moment dat acum câțiva ani un video legat de site-urile de prezentare, de ce nu vând. Pentru că sunt site-uri de prezentare, nu sunt site-uri de vânzare și le lipsesc acele elemente care ne ajută să convertim. Date de contact, call to action clar și elemente care ne ajută să creștem încrederea clienților în business-ul nostru. Și mi-am luat atunci ceva hate de la toți care făceau site-uri de prezentare. Băi, sunt frumoase. Foarte mulți designeri, se pricep extraordinar de bine să facă lucruri mișto. Dar lipsește partea comercială. Și atunci când tu vezi așa un lucru foarte mișto, ți-l prezintă cineva, e ok, îi dăm drumul în piață, îi dăm drumul la o campanie, la final de lună, bă, nu sunt comenzi, nu știu, nu vine trafic. Am dat buget, bă, dacă acel banner nu are call to action, nu are acel buton pe care scrie dă click sau a intrat site-ul, clientul, toată lumea, din păcate, am mai văzut campanii care se duc pe homepage. Noi avem acolo o campanie, pe e mișto prezentată, dar nu-i spune omului ce să facă. Bă, noi avem campanie, dar nu spunem unde. Ajungem acolo mai detaliat. Cam asta înseamnă web design în e-commerce.